Bine v-am găsit, stimați telespectatori! În eter, emisiunea cultural-artistică în limba moldovenească, Plaiul Natal. E prezentatarea Iustina Cărăruș. Mănăstirea Adormirii Maicii Domnului din Călărășevca este situată în rezervația naturală Călărășovca la 5-6 km de orașul Otaci și include malul drept abrupt al râului Nistru și râpa de la Călărășovca cu adâncime de 150 metri. Mănăstirea este situată la ieșirea din defileu și este împrejmuită din trei părți de stânci și pădure. În vârful uneia dintre stânci, de deasupra mănăstirii, poate fi văzut schitul peșteră și crucea instalată alături de el. Mănăstirea din Călărășevca este un locaș de meci. Nu se cunoaște data exactă a întemeierii mănăstirii. Conform legendei, în peștera din preajma locației actualei mănăstiri trăia un călugăr Sihastru, care a fondat un schit monahal. Se presupune că la sfârșitul secolului XVI-lea, începutul secolului XVII-lea, aici a fost ridicată prima biserică din lemn. Catastifele cu numele călugărilor erau ținute din anul 1648, însă în 1944, în timpul operațiilor militare, au fost distruse. În anul 1747, Maria Cantacuzino dăruiește schitului pământ din Voctina sa. În 1780, cu ajutorul lui Marcu Doniș din Movileu, care a primit binecuvântarea Patriarhului Ierusalimului Avram, a fost ridicată biserica din piatră cu hramul Adormirii Maicii Domnului, care a fost sfințită în 1782. Patriarhul i-a acordat lui Marcu Doniș titlul viager de administrator și stareț al schitului. Schitul Călărășevca a fost subordonat mănăstirii Sfântului Sava din Iași, care la rândul ei era închinată mănăstirii Sfântului Mormânt din Ierusalim. După moartea lui Marcu Donici, în 1809, mănăstirea Sfântului Sava a trimis ca iegumen la Călărășevca pe ieromonahul Lazar, care urma să plătească anual mănăstirii Sfântului Sava câte 100 de lei. În 1813, schitul a fost transformat în mănăstire și a trecut în subordinea eparhiei Chișinăului, însă economic a depins un timp de mănăstirea Sfântului Sava din Iași. În același an, pământurile mănăstirii au început a fi arendate, lăsându-se doar 300 de desetine pentru necesitățile interne. În anul 1814, eparhia Chișinăului le-a interzis călugărilor să iasă din mănăstiri fără permisiunea scrisă a iegumenului, iar protopopii și blagocinii urmau să-i oprească pe cei care încălcau dispoziția. Călugării care nu se supuneau erau trimiși la mănăstirile Cosăuți și Călărășevca. Câțiva călugări care își ispășeau pedeapsa la Călărășevca au fugit. Ca urmare, la 31 ianuarie 1819, iegumenul Lazar a fost demis, iar locul său a fost luat de iegumenul mănăstirii Cosăuți Onisifor. În 1853, generalul major Nicolae Cerchez, cu susținerea financiară a principesei Elena Mihailovna Cantacuzino, ctitoresc a doua biserică pe teritoriul mănăstirii. Ea a fost construită din lemn cu hramul Sfântului Ierarh Mitrofan de Voroneș. Acest sfânt a fost proslăvit la acea vreme în Rusia. Biserica este refăcută în anul 1911 în stil rusesc, din piatră, sub iegumenia starețului Ioan. În anul 1916, în timpul primului război mondial, călugării din Călărășevca au fost mutați la mănăstirea Dobrușa, iar în locul lor la Călărășevca sunt aduse călugărițile din orașul polonez Virov, împreună cu stareța Ambrosie. În 1919, stareța a mănăstirii Călărășevca devine Taisia, care are grijă de gospodărie mănăstirii, care cuprinde două biserici, 50 hectare de pământ, 3 hectare de viță de vie și livadă, 40 hectare de pădure, o prisacă. Toate acestea se află în grijă a 120 de surori călugărițe. În 1940, autoritățile sovietice au alungat toate călugărițele din mănăstire, iar stareța Achilina Popova a fost aruncată noaptea în Nistru.
După un timp, călugărițile s-au întors, iar numărul lor către 1943 a atins 100 de persoane. În perioada interbelică, mănăstirea cunoaște o înflorire deosebită, aici deschizându-se o școală și un atelier de veșminte preoțești. La 8 iunie 1961, mănăstirea a fost închisă, catapeteasma a fost distrusă, iar icoanele confiscate. În mănăstirea a fost deschis un spital pentru bolnavi de tuberculoză, apoi școală pentru copii cu deficiențe mentale. Timp îndelungat, mănăstirea a rămas închisă. La 3 mai 1991, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Vladimir, metropolitului Chișinăului și al întregii Moldovei, mănăstirea a fost redeschisă. Printre primele măicuțe a fost monahia Eminia, Serafima și Feodosie. Tot în același an este numit ca administrator și duhovnic arhimandritul Irineu. În 1998 este numită stareța monahia Emilia. Ea a început restaurarea soborului Sfântului Mitrofan. În martie 1999 este numită iecumene actuală Maica stareța Efrosinia. Sub conducerea ei crește obștia monahală și încep lucrările de reconstrucție și amenajare a mănăstirii. În 1999 se finalizează pictarea soborului Sfântului Mitrofan, se instalează un nou iconostas, soborul este reparat din exterior. La mănăstire se păstrează o părticică din maștile Sfântului Mitrofan de Voroneș. În anul 2000 se repară corpul de chilii pentru surori. În anii următori se construiesc partea de intrare, stăreția nouă, se amenajează izvoarele fiind edificate, o căsuță bazin pentru doritorii de a primi tămăduiri de la apa izvoarelor, se construiesc ferme și depozitele. Biserica Adormirea Maicii Domnului se repară din exterior și din interior, se instalează cu un nou iconostas sculpat în lemn. Se edifică de asemenea o casă mare cu trapeză nouă, chiliile pentru maici, bibliotecă, crăitorie și așa mai departe.
на кумири. Кузбре, кузбре, як живемо з курзе, та баяту мило, комара цьому рад. Демік копіл аж тіптам ламарчення сатолою унсарі, сересаре шіса свінцяске, ентрозі лампердут, сар лімєв саскунс енгуамінь, сам перцит, шіє куовяце требує селстринг яраш сарі, сересаре шіса свінцяске. Якоб Бургів са наскутла 3 юлія омієно у суті патозічівуну енсатол зайкань району Гришкань Република Молдова ентро фамілії Тіцерань. Дупа абсолвіря школі медії сянскріла факультаті ді фізіка ще математіка а інститутului педагогік діну рашул Белц. Дупа у жумататі ді ан єсті адміс прин конкурс енкалітаті ді актор латятл драматік дін Белц. Еш континува кар'єра акторічаска латятру лучафару Кінки Шинев. Примілі салі новелі, а апарут пепачені ревісті Ністру, а нан омієно усуті шазі читой. Дін омієно усуті шазі чи шапки, єсті мембру, а у нього ні скрітор лор дін Молдова. Пепаркурсу анілор омієно усуті шазі чи чинч, омієно усуті шазі чи воп, єсті реджизор, ал комітет лоді радіо ші телевізіуні, де пілинга совєту міністрілор дін Република Совєтіка Соціалісти Молдовіняска. Нану омієно усуті шазі чи нове, абсолвєшті факультаті діріджіє, а інститутului універнал де кінематографія дін Москова. Студіовували Ігор Таланкін, що началась ан дівіній реджизор ал студіовували Молдова фільм. Кан омієно усуті шабзі ші чинч, се дівіна ші мембру ал універній чиняштілор дін Молдова. Яков Бургів, анкалітаті діріджизор ші сценаріст, а реалізат о серії де фільмі артистичі ші документарі, карі афос ремаркаті ати ді спеціаліст, кащі ді спектатор. О сінгуразі, Колінда, Каса пентру Серафім, Ціпетул пес ріді напті, Фі фірічіте Юлія, Паралела патузічі шапті, Пементул нувуйте, Мама, Сурорілі, Кодрій ентуамне, Шашама ді парті. Дебуту луй енкалітаті ді скріітор, арі лог бе пачені ліревісті ністру ен аннул омієно усуті шайзі читой, ко серії ді новілі, ка апой пі паркурсул кар'єрі салі ді креації, сире ущаска се публічі 3 керсі ді прози ші патру ді версур, сарі енкирше, ліва де рощіє, сора лумі, спріву міуаре, винтур соларі, руб спіче домініка, шашама ді парті. Ен фільмі шін креація літераре, Якоб Бургів, сар ратат преокупат дінді стінілі ачелора, карі іш асума респундіря, пентру чея чи сі петречі анжуру лор, пласмуїнт персонажі активі, капабілі се андрепті лукрулепі, фегашіл у мінескулу ші албуній кувіїнці. Ачесті калітець алі омулу де креації Якоб Бургів са маніфестат конвігатор ші ан активітатя публіке. Фіїнт о фірі мерів гата са пуне умарул атунчі кан єсті невоє дяжутор, Якоб Бургів a fost remarcat de colegii săi și recomandat pentru a le reprezenta interesele în cadrul Ministrului Culturii. Inițial a deținut funcția de șef al Departamentului Teatru, Muzică, Film și Arte Plastice, iar în scurt timp a fost promovat devenind prim viceministru. În anii 1995-1997 este director al Centrului Național de Studii Literare și Muzeografie Mihaico Galnicianul, iar în 1997 devine consilier prezidențial pe problemele culturii și
cultelor. Iacu Burghiu a fost nu numai un profesionist de înaltă clasă în sfera culturii și artelor, dar și un om experimentat în domeniul administrării și managementului cultural, capabil să rezolve probleme de ordin material al acestui domeniu. Fiind bun organizator, găsind soluții în cele mai dificile situații, a știut să caute omul potrivit pentru locul potrivit, reușind cu mijloace puține să facă lucruri memorabile. Dumnealui a fost responsabil de reconstrucția Teatrului Mihai Eminescu. Datorită intervențiilor lui, a primit apartamente circa 200 de familii tinere ale lucrătorilor din domeniul culturii. A organizat lucrări de reparații și modernizare la centrul Mihai Cogălnicianu, etc. A fost un om principal, care nu suferă neadevărul, dar își apără și promovează principiile cu tact, dând dovadă de respect nu numai față de prieteni, dar și față de cei care nu-i împărtășeau convingerile. Fiind o fire diplomatică cu intelect născut, putea dialoga cu oponenții ca în cele din urmă să le câștige respectul. A avut în viața lui și clipe grele, dar le-a trecut bărbătește, fără mânie, fără lacomie, fără invidie sau gânduri de răzbunare, făcând lucruri necesare pentru a ameliora orice situație gravă. Știa să descopere și să susțină inițiativele constructive, să promoveze idei și oameni capabili să slujească interesului obștesc, valorilor naționale, promovării artei noastre în lume. Toate eforturile lui au fost într-o prăpășire Republicii Moldova. Urmați mai jos un microportret video al lui Iacu Burghiu din filmul documentar Iacu Burghiu, Venim și mâine pe aici, realizat în anul 2005 de cineaștii Mihai Ștefan Poiate și Mircea Chistrugă, producător general Svetlana Burghiu. Îmi plac ochii omului, ochii care nu mint, chiar dacă ei sunt tot dracan, chiar nu știu ce, chiar dacă se genează, dar sunt ochii, sunt ochii, este suflet. Vă rog foarte mult, în 2, 3, 4, 5 propoziții, spuneți, fiindcă aș vrea o metaforă, aș vrea ceea ce este esențial. Un om de o bunătate și de un sentimentalism de excepție. Probabil că mai rar printre colegii noștri manifestă cineva o astfel de generozitate, sentimentalism, îl mira orice, îl impresiona orice, era un om foarte sensibil la necazurile și la lucrurile frumoase. Iacob Burghiu a fost, el la caracter era nu de fiecare dată și de la prima vedere puteai să-l prinzi ce idee dânsul are, ce stare sufletească în el acolo mocnește. El mai mult mocnea într-adevăr acolo în interiorul lui și mai mult puteai citi starea lui în ceea ce filmează dânsul, în ceea ce scrie dânsul, în ceea cum se comportă, fiindcă nu tot prin cuvinte, mulți care multe vorbesc și vorbe și rămân. Dânsul mai puțin vorbea, mai mult aceste sentimente le transmitea sau le prefăcea prin lucruri concrete. Sfânta Biserică din satul Zăican era lipsită de toate podoabele bisericești după acei ani grei de ruină. Și iată că dânsul, fiind un om râvnitor către bună credință, a venit ca să-mi dea o mână de ajutor.
pentru a împodobi biserica și a o aduce la condiția normală de cândva. Chiar și astăzi citesc cuvântul lui Dumnezeu la Sfintele Liturghii din Evanghelia donată de domnul Iacob Burghiu. Iacob, având acest simț muzical, simț ritmic, simț melodic, simț a integrității, a acestui integru, ceea ce este filmul acest, această sinteză de imagine și sunet, a așezat muzica foarte, foarte bine și eu eram și atunci mulțumit și acum când privesc eu și acum văd aceste cadre unde sună această muzică și câștigă mult, cum se cheamă acum să fac, zice, clipuri. Un lucru foarte, foarte interesant care făcea parte din strategiile lui de a gestiona cultura și de a se gândi la viitor și de a căuta oamenii talentați și de a-i băga pe ei în prima linie, dându-se pe dânsul în spate. Acesta era Iacob Burghiu. Lucrând în calitate de ministru, am fost distribuit aproape zilnic de el în diferite roluri. Ba îmi spunea că, domnistru, trebuie să vă duceți acolo și uite ce se întâmplă acolo. Trebuie să facem uite aceea și aceea. Aici n-ar fi bine să luați cuvântul, lăsați-i pe cei să vorbească. Dar aici ieșiți dumneavoastră. N-a fost zi că n-a venit cu niște probleme a cuiva dintre dumneavoastră. Să-i cer ceva lui Iacob Burghiu și el să te refuze așa ceva, eu nu mi-amintesc. El și-a fost un om rătăcit în secolul nostru, în secolul de mai apoi, în anii mai apoi. De o bunătate rară, vrea să facă bine, dar cine a luat în serios pe romantici? Cu cât trece timpul, cu atât îmi dau seama că Iacob Burghiu a avut cu adevărat un fel al său de a privi lucrurile, de a înțelege lumea, de a vedea ceea ce se întâmplă în jur. Chiar și astăzi, uneori, când văd un anumit fel de a răsări soarele, cum cade lumina sau umbra pe lucruri, tot timpul îmi zic că mă gândesc cum ar fi reacționat Iacob Burghiu la asemenea cadre. Ba mai mult decât atât, e un tic al nostru, al meu și al prietenului meu Nicolae Răileanu, de a tresări la anumite, cadre așa întâmplătoare din viață, spunându-ne, uite, ăsta e pentru Burghiu. Bye. Cât am rămas de neschimbat, pretutindeni aș înălța un oraș, pretutindeni aș semăna o pădure după chipul și asemănarea furtunii. Norilor cu forme de cai le-aș atinge întreagăt coamă de ceață subțire. M-aș ascunde râzând în troiene de nea strevezie, singur curtând pe umbră povara târzia stelelor, fără să bag de seamă că înțelepții zâmbesc în tăcere.
vrei nevrei despre un om care s-a trecut, nu poți să spui și adevărul și neadevărul și să-l faci și așa și așa, vreau să-i dai trăsături, că dacă vrei să-l ridici pe erou, trebuie să-l înjosești, înțelegi? Trebuie numai decât să-l înjosești și atunci el crește. Noi astăzi am întârziat. Cred eu că mâine nu. Dragi telespectatori, emisiunea noastră a luat sfârșit. Vă doresc succese, noi realizări și rămâneți alături de noi.